Dacă ar fi să tragem câteva concluzii, cum a fost acest congres, cum au fost dezbaterile? Păi a fost un congres suficient de important pentru că asta desfășoară înainte de a se vota varianta finală a modificărilor aduse la legea pensiilor avocaților, la modificările aduse legei profesiei de avocat și, în fine, la adoptarea unor hotărâri importante în planul investițiilor și viitorului profesiei. Cum era firesc, atmosfera a fost calmă, dezbateri extrem de disputate n-au avut loc pentru că temele erau deja cunoscute. Poate cel mai important moment ca actualitate, dincolo de cele pe care vi le-am relevat, îl reprezintă și adoptarea unor modificări la legislația secundară a profesiei, respectiv la statutul profesiei de avocat, privind ultimele dispoziții din codul fiscal, care se referă la activitățile dependente și independente, respectiv modificarea unor anexe la statut, care ilustrau modelele recomandate pentru contractul de colaborare sau de salarizare în interesul profesiei. S-a discutat în cadrul congresului despre relația dintre avocat și judecător, dintre avocat și procuror. Ce ar fi de spus aici? Toate sunt vechi și noi sunt toate. Problemele discutate la o astfel de temă sunt quasi identice cu cele discutate acum 40 de ani când eram stagiar. Deci nu s-a dus nimic nou în dezbatere. Soluții se pare că încep să apară ca urmare a încheierii unor protocoale cu CSM-ul, ca urmare a încheierii pactului de colaborare între avocați și magistrați în lumina directivelor europene. În plan local sunt încă o serie întreagă de nemulțumiri. Remarc, dacă vreți, una din propunerile cele mai inspirate de rezoluție pentru Congres, cea care face referire, dacă nu mă înșel, la prevederile noului Cod de Procedură Civilă 225-226, repet, nu știu pe din afară textul, dar care se referă la posibilitatea de a colabora a judecătorului cu avocații, fixând la fiecare ședință aproximativ un timp la care să se prezinte avocatul pentru a nu fi pus în situația de a nu ajunge la timp la luarea cauzei.